Dacă urzul spare, ce să facă abii? Cine îi mai dă valoare? Gurtu! Domnul Mentoi? Imediat. Păi sau de 5 minute și n-ați spus nimic. Cum am dat drumul la înregistrare, cum v-ați făcut audită prezența? Am 5 degete la mână, unul e din lumea bună. Fraierii oameni la modul, frate, sunt tari. Bună dimineața! Stimate funcțional public, se poate? Vreau să înregistrez niște probe. Bună dimineața, se poate să-mi răspundă și mie cineva? Domnul funcțional public? Cred că stau în birou și râs. E și camera CTS acolo. Parcă mi-ar face mie un favor, nu ți-ar face meserie. Stau de 5 minute și nu iese nimic. Solicitudine și respect, așa spune legea 366 pe 2002. Articolul 48. O fi mertoi de servici. Ai dat lumea peste cap, da. Ce? Ia uite ce plângere penală fac. Ia de repede cocoșesul. Ia uite ce plângere penală fac. Îți dă un camă și eu mor. Ia uite ce plângere penală fac. Ia în gură. Bună ziua, domnul Mertoi. Am fost mai devreme la poliția orașului Năvodari și am reclamat un incident. Mi s-a zis să formulez plângere penală împotriva respectivului și Mertoi Cristian mă lua la mișto. Am formulat plângere penală, am atașat înregistrare audio-video a incidentului respectiv și am trimis-o la parchetul de pe lângă judecătoria Constanța, în care am precizat și infracțiunile pe care le-a săvârșit domnul Mertoi. Toi Cristian. Fetele se țin toată ziua. Poliția orașului Năvodari să semnez controlul judiciar.
Bună ziua, Ciprian Gurzu mă numesc. Se poate la biroul domnului Iac... Nu este în birou, este la plecarea județului. Păi și când vine? Vreau să-i are un dosar penal în care eu sunt persoana vătămată și respectivul inculpatul ăla care m-a șantajat și v-am zis și dumneavoastră pe YouTube, mă tot urmărește și am probele și le-am trimis la... Păi când trec prin fața trece și el prin fața mea prin un loc nepermis. Păi nu, n-are voie, domne, că eu sunt persoana vătămată în dosarul pe care a amenințat-o. Cine zice că n-are voie, nu știu, bănuiesc că calitatea lui de inculpat în dosarul penal. Păi așa zici dumneata că nu e. Ce, mă? Ce vrei? Au, mă, camere aici? Și ce vrei, să-mi dai una? Bă, camere. Dacă trece prin fața mea de fiecare dată, cum e? Deci când mă vede pe mine, trece strada prin un loc nepermis și trece prin fața mea. Când mă vede pe mine. Nu are voie să treacă? Nu. E, vedem dacă are voie să treacă sau nu. Dumneata, nu, procurorul hotărăște. Dumneata ești lucrător în cadrul poliției orașului Năvodari, Mertoi Cristian. Exact. E bine, am trimis înregistrarea la parchet. Și să vedem ce zice domnul procuror, înregistrarea am trimis-o la parchet la dosarul. Eu am sunat și la poliție să vă informez, dacă dumneata consider că și îmi zici mie că nu e hărtuire, vom vedea. Să nu intri și dumneata. M-ai înțeles? Bună ziua! Să se vreți controlul judiciar. Și Mertoi Cristian era de servicii, îi spun, azi e ultima zi de control judiciar, dar Mertoi, m-am adresat lui. Păi nu trebuie să aibă consecințe juridice mandatul de reținere și abuz în servicii al dumitale și al lui Carmen Petuța Vasile și al lui Larion Adrian. Uite, 60 de zile de consecințe juridice, care se încheie astăzi. Gurzu!